După o primă repriză echilibrată, Rapid București a intrat la cabină cu un avantaj de 3 goluri. A doua parte a jocului a decurs însă după cu totul alt scenariu. Bucureștencele au dominat clar jocul în contextul nervozității fetelor lui Romeo Ilie, iritate de deciziile celor doi arbitri. Mai mult, spre sfârșitul meciului, handbal municipal a căzut fizic, iar rapidistele, conduse din teren de experimentata jucătoare Alina Dobrin, s-au distanțat la peste 10 goluri. La final, tabela Sălii Sporturilor din Buzău arăta un incredibil 25-43. După meci, atât jucătoarele cât și staful tehnic de la handbal municipal au blamat brigada de arbitri, acuzând numeroase decizii care ar fi dezavantajat clubul buzoian. În urma acestui eșec usturător, gruparea buzoiană a căzut pe locul 5 în seria 1 a diviziei A. Pe primul loc se află Rapid cu 18 puncte, iar pe 2 este Dinamo București cu 15 puncte, dar cu un meci mai puțin disputat. Pentru următoarea partidă, handbal municipal Buzău se va deplasa în capitală, unde va juca împotriva școlii numărul 181 București. Meciul este programat duminică 6 noiembrie.